La Nisporeni s-a desfășurat turneul comemorativ de minifotbal consacrat eroului Tudor Țărnă, decedat în anul 1992 pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Acest turneu din an în an capătă un conținut tot mai ferm și valoros, promovând spiritul civic și patriotic. Asta o demonstrează numărul echipelor participante, care crește în fiecare an. Turneul se organizează anual la inițiativa Comisariatului de Poliție. Anul acesta este pentru a 24-a oară când polițiștii din Nisporeni, printr-un turneu de minifotbal, îi cinstesc memoria lui Tudor Țărnă. Din anul 2012, turneul Tudor Țărnă se organizează sub egida Asociației Internaționale a Polițiștilor, unde an de an participă și echipe din afara țării. Doi ani în urmă, la inițiativa conducerii inspectoratului, am, cu sprijinul Consiliului Regional, a președintelui Regional și a primării Nisporeni, am decis ca turneul Tudor Țărnă să fie organizat în luna mai, la începutul lunii mai, în două etape, în toate instituțiile de învățământ, cu participarea tuturor instituțiilor de învățământ din Regional Nisporeni. Se spune că un erou este viu atât timp cât ne amintim de el. Și de datoria noastră este să ne amintim de el. Organizarea turneului la minifotbal, prezența echipelor de pe ambele maluri ale râului Prut, este și organizarea, după cum a menționat și domnul comisar, a echipelor de juniori cât și de seniori, este o dovadă a faptului că numele lui Tudor Țărnă nu se va uita niciodată. Ceea ce face Comisariatul de Poliție la Nisporeni este un lucru foarte frumos. Într-o societate fragmentată la ora actuală, deci este un lucru extraordinar de a uni, vreau zic, echipele de militari, sportivi din diferite raioane și pe ambele maluri ale Prutului. De la numele Oficiului Teritorial Unghie la Cancelarea de Stat, eu vă urez multă sănătate, râvnă mare în lupta care o să fie astăzi pe terenul sportiv și să câștigi, cum s-a mai spus, cel mai puternic și mai bun. Cu siguranță, anii 90 au fost ani de răscruce pentru istoria neamului nostru. Astăzi avem onoarea să salutăm românii de pe ambele părți a Prutului, români care nu sunt românii de pretutindeni, dar sunt români ai noștri, ai acestei țări frumoase, care este astăzi Republica Moldova și care astăzi este România, dar care este indiscutabil România. Și punct. În memoria ostașilor căzuți în conflictul de pe Nistru, se adună astăzi de pe ambele maluri și se țin minute de reculegere, deoarece uitarea celor care au căzut pe câmpul de luptă, uitarea este trădare. Ori nimeni alții decât dumneavoastră pot să știe mai bine ce înseamnă devotament și dedicație pentru patrie. La turneul din acest an au participat 8 echipe, dintre care 2 din România. Țin să mulțumesc organizatorilor și colegilor noștri pentru invitația făcută. Deși suntem la prima noastră participare în acest turneu, cu siguranță nu va fi ultima și o să vă așteptăm alături de noi în județul nostru. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru lecția de patriotism pe care o dați astăzi și sper să ne revedem cu bine. Mulțumesc! Mulțumesc invitației Inspectoratului Județean de Poliție Nisporeni și avem plăcerea să participăm pentru a patra oară la acest turneu. Mă bucur pentru modul în care nu-și uită eroi și felicit totodată organizatorii pentru frumoasa organizare. Totodată urez succes tuturor echipelor participante la acest turneu memorial.
La 19 mai 1992, pe platoul de luptă din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost rănit mortal Tudor Țărnă. În memoria lui, în fiecare an, la Nisporeni se organizează în luna mai un turneu de mini-fotbal. În conflictul armat de pe Nistru au decedat 4 persoane din Nisporeni.